Bine v-am găsit, dragii mei, o emisiune specială la Neconvențional astăzi pentru dumneavoastră, o emisiune despre aviație, o emisiune despre o carieră frumoasă și un invitat special, comandorul de aviație în retragere Ion Radu, vicepreședintele ARPIA Otopeni, Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, alături de noi și Alex Stoian de la Suntem România. Domnilor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim că sunteți aici alături de noi și de telespectatorii prahoveni. Eu mulțumesc în mod deosebit că am avut onoarea de a-l aduce pe faimosul Ioan Radu, comandor, elicopterist înrăit, care mereu are câte o șolticărie de spus, câte o poveste cu totul și cu totul deosebită de aviație adevărată ca pe timpuri. Și sper ca astăzi să vă împărtășească și dumneavoastră câteva din poveștile care, bineînțeles, se împletesc cu istoria aeronauticii. Chiar istorie. Pentru că domnul comandor de aviație Ion Radu și-a ales această carieră acum câți ani? În 1963, în luna decembrie, am devenit elev al Școlii Militare Superioare de Ofițeri de Aviație Orel Vlaicu Boboc Buzău. Printr-o întâmplare nu obișnuită, deci puțin pusă sub semnul întrebării. Sunt curios. În clasa 11-a, la liceu numărul 4 Orel Vlaicu din București, unde am făcut liceul din clasa 11-a. Deci nu întâmplător. Nu întâmplător. N-a fost întâmplător. Așa se numea liceul din anul întâi, din clasa întâia. Deci din ce localitate? Din București. București. București, sectorul 8 pe vremea aceea. Liceul se găsește și acum, dar nu-i mai zice așa, în cartierul Grivița Roșie. Și înainte de bacalaureat, în 1963, am fost... Trebuie să precizăm că clasa 11-a era ultima clasă de liceu. Deci pe vremea aceea terminai bacalaureatul după clasa 11-a, nu ca acum clasa 12-a. Am fost invitați în școala noastră, prin directorul și directoarea adjunctă, toate armele din țara românescă. Începând de la infanterie, să spunem, până la aviație. Au venit pe rând sau cumva toți grupați? Toți odată. Aveați armata română acolo în clasă. Da, în ziua respectivă am fost chemați de la cele 7 clase de liceu de clasa 11-a. Elevii mai buni la matematică, fizică, chimie, deci la științele exacte, și ne-a invitat directorul în sală. Când am intrat în sală, deja toate armele erau acolo. Numai colonei. Am aflat, pentru că eu la vârsta aceea nu cunoșteam gradele militare. Și nu aveam de gând să fiu militar. Și ne-a luat pe rând. Ne-a pus în șir și ne-a luat de la o anumită armă. Toate armele au trecut prin fața noastră și ne-au întrebat: cum te cheamă? Vrei să devii? Uite ce condiții avem noi. Condiții foarte bune, toți aveau condiții printre care foarte bune, unele și minciuni, ca să spun așa. Nu știu la ce se refereau. O coafare a adevărului, o înfrumusețare a lucrurilor. Printre acestea, cea mai care ne-a băgat puțin în priză, la vârsta aceea, o să aveți 1200-1300 de lei pe lună. Care era o sumă imensă, imensă pe vremea aceea. Și bineînțeles că în anul 1 am luat 25 de lei, în anul 2 35 de lei, în anul 3 tot 35 de lei și în anul 4 435, când deja eram sub ofițeri atunci. Și au trecut pe rând toți. Uitaseră să vă spună un lucru, că veți avea acea sumă 3 la un loc sau 10 la un loc în primul an, nu? Da, este
plus că dormim doi în cameră. Deci asta și asta o poveste frumoasă. Poveste foarte îmbrăcată cu de fapt cât ți-a spus? Aur. 54. Da. Într-un dormitor. Am înțeles. Da. Deci 40. 54 fix. Și au trecut val pe la toți elevii, toate armele. Prima dată care mi-a sărit puțin în ochi a fost marina. Și mi-a plăcut uniforma de marină. A ajuns colonelul de marină la mine și, bineînțeles, m-a întrebat cum mă cheamă și a zis: vrei să vii, să fii ofițer, toate condițiile astea care le spuseseră și ceilalți înainte? Și a zis: da, aș vrea, dar dacă aș putea să fac, după ce ies ofițer de marină, să fac marina pe lacul Herăstrău, că nu vreau să plec din București. A zâmbit puțin și a trecut mai departe. Putea spus Nagov, că nu era departe. A trecut mai departe domnul colonel de marină. A venit și alții și a venit și aviația. A venit aviația, un colonel de aviație, m-a întrebat cum mă cheamă, dacă îi plac condițiile, dacă îmi plac condițiile care s-au spus acolo. Te-a zis: da, îmi plac, dar nu vreau să fiu ofițer. A trecut mai departe. Bun. S-a terminat cu toată șarada asta, să spunem așa. A venit bacul, am luat bacul cu o notă destul de măricică și pentru înscrierea la facultate. Fratele meu, care era diplomat în științe economice, a zis: Radu, Delule, tu dai la Politehnică. Da, și aveam de gând să dau la mecanică. Exact în anul acela, 1963, s-a înființat în cadrul Politehnicii secția de electronică. Și frate mi-a zis: nu mai dai la mecanică, dai la electronică. Măi, nene, știi că s-ar putea să nu intru, că e pretențioasă, că e nu știu cum, dai acolo. Bine. Dar vedeți, acolo, pe vremea aia se ascultau frații mai mari. Da. Acum nici părinții nu s-ascultă. A fost mai bun educator decât mama și tata. Și am dat la electronică. Am reușit la electronică. Vreau să vă spun că în cadrul examenului de electronică toți viitorii studenți care erau acolo erau deprimați total. Pentru că profesorii de examinare erau soții Sachter, care au fuseră toate materiile de științe exacte. Geometrie politică, geometrie, trigonometrie, algebră. Deci ei le făcuseră și aveau pe vremea aceea, în 1900, cred că aveau peste 70 de ani și ei erau profesorii care ne examinau. Ieșeau elevi de acolo, începând cu nota 5, 4, 3, 2. Și erau foarte severi. Nu știu cât de severi erau, dar erau prea mult. Și erau prea mult, cred eu. Îți dai seama și cum pe noi ne-ar fi ascultat Geba. O fată cu litera P care începea așa, nu știu cum o chema, a ieșit în hohote de plâns cu carnetul de student în mână. Și noi toți care mai eram de la litera P încolo spre X... Deci era fericită, Nu, plângea de... Îi venea să se sinucidă, cred, în momentul ăla. Da, de ce? Și ne-am uitat în carnetul ei de note. Așa. Avea nota 0,33. Ua! Ua! Deci când am văzut toți aia, sunt convins că la toți ne-a fost frică... Să nu fiu sub zero. Să nu fiu cu minus. Da, cum e la... Așa. E, mi-a venit rândul, am intrat și eu, mi-a spus domnul Sachter, profesorul, prima condiție, nu știi subiectul, îl schimbi, nu mai ai 10. Pleci de la 9. Am înțeles. Am luat un bilet, m-am uitat pe el. Nu prea știam. Hai, nu te mai gândi atât, îl schimb sau nu-l schimb? Îl schimb. L-am dat biletul, l-am schimbat și Dumnezeu cred că m-a ajutat în secundă. Ca la loto a fost acum. Da. Dumnezeu m-a ajutat. Le știam pe toate trei destul de bine. Pe două le știam chiar foarte bine. Mi-a dat un A4, două hârtii A4 și tapilate, m-am dus în bancă, am început să lucrez pe hârtii. Și
am vrut să-i mai cer. Mi-am terminat toate culile alea și am vrut să-i mai cer. Zic, vă rog frumos, mai dați-mi o coală. Nu e nevoie. Nu e nevoie, că ce faci? Ce faci? Vrei să scrii în locul meu manualul? Nu e nevoie. Ai scris acolo tot? Zic, am scris. Ia treci la tablă. Nu mi le făcuse pe toate complet, dar m-a invitat la tablă. Erau două table de alea de sticlă, de-abia apărut în moda atunci acum. În liceu nu aveam, dar la facultate acolo, la Politehnică, erau. Și am început, hai, treci la subiect. I-am scris subiectul peste trei sferturi, ce trebuia să scriu. Și m-a oprit, stai așa, ai rezultatul acolo? Zic, da, dă coala să văd. I-am dat coala, s-a uitat, bine, treci la al doilea. La al doilea, la fel, am început, am șters tabla, am început. Nu ne mai fierbeți, cât ați luat? 8 și 36 sau 33, cam așa am luat. Deci a fost record. Am luat notă mare. Da. Puteam să-ți dau chiar 9, dar nu mi-ai spus mai mult la subiectul 3. Ăla nici nu prea știam. Sincer să fiu. Am făcut doar desenul și dar era bine, l-am arătat. Față de 0.33, 8.33, deci era un salt. A fost ceva, au fost 25 de locuri și am fost 300 de al candidați. Al câtelea ați intrat? Am ieșit al patrulea din coadă. Perfect. Al patrulea din coadă. Vedeți cum e cu elicopterul, tot coada acolo, să-mi vârta. Ia ține elicopterul în aer. Și am intrat la facultate. Deci l-am început cursurile facultății ca student de electronică și pe 5 decembrie 1963 a intrat, aveam chiar mecanica lichidelor cu un asistent, o doamnă asistentă, și a intrat un milițian și doi civili. Au. Au intrat în clasă acolo și s-au dus la asistentă. Cine a spus ei acolo? Ei au ieșit afară. Atunci era de rău când intra milițian. Obligat. Mai ales pe la cursuri, obligat, pe la, toți care, la studenți. Toți care era, probabil că inclusiv fetele care erau, am avut morcov, să spun așa, când am văzut că a intrat. Nu știam că e pentru mine. Că... Și nici pentru ce era. Da, și pentru cine era. Subiectul. Și ei au ieșit afară, probabil că i-a spus să așteptăm afară. Și a zis, studentul Radu Ioan să meargă să vorbească cu dâși. Vi s-au muiat picioarele? Sau nu prea v-au impresionat ba, așa? Da, nu mi-era foarte frică, că eu de fapt sunt un v-ați om gândit, curajos. Oi fi vorbit ceva de regim, nu mă gândeam, pentru că noi aveam formație în liceu. Formație de muzică trupă ușoară. Trupă, da. Dumneavoastră ce rol aveți? Eu eram solist vocal, wow, și chitarist de armonie. Vai ce rău îmi pare, n-ați venit cu chitara. Cu altă ocazie o să vin să vă cânt. Chiar îmi pare rău. Aviația de senzația. Incredibil. Și am ieșit afară. Sergentul major s-a prezentat, Toașu Radu, sunt sergentul major cu tare, trebuie să vorbiți cu dânsii. Și zic, dar dumneavoastră cine sunteți? Dacă e chestia să mă întrerupe, să spuneți că... Vă rog frumos, da? Că sunt numai ochi și urechi. Eu n-am auzit povestea, sunt foarte interesantă. Da? Deci a venit miliția la cursuri, da. Și, mecanica fluidelor, cu ce memorie. Da. Ei de acolo, spune. Suntem de la Ministerul Apărării Naționale. Păi zic că vă sunteți îmbrăcați civili. N-aveți legitimații? Ba da, zic, vreau să le văd și eu. Scot oamenii legitimațiile, ca paranteză, legitimațiile nu se dau din mână. Se arată așa. Pe vremea aia, probabil. Cred că și acum, nu știu. Nu știu dacă acum, acum. E că nu mi-a cerut-o nimeni legitimații. Și am văzut, lesen major nu știu cum, și altul era locotenent. Doi tinere erau. Și zic, ce vreți mă de la mine? Aceea le zic. Da. Ce căutați dumneavoastră la facultate? Da. Ce căutați dumneavoastră la facultate? Da. Zic, cum ce caut la facultate? Zic, sunt student la electronică. Cum ce caut la facultate? Nu. Dumneavoastră sunteți deja elev în școala militară de aviație de la Buzău. Sunteți în cadrul Ministerului Apărării, secția aviației. Zic eu?
Cred că mă confundați. Eu uitasem de problema cu bacalaureatul. Când le-ați dat respins acolo. Da. Le-ați dat nu. Da, i-am respins pe aia total, zici că nu. Și îmi dă o carte poștală, cum erau pe vremuri când te chema armat așa. Ce? De acum ești, ia. Da. Hârtie. Și mâine dimineață sunteți obligat să vă prezentați la sectorul numărul 8 la, pentru a pleca la școala, la ăsta militar. Și zic, eu nu vin, domnule, eu sunt student. Vedeți ce scrie acolo. Dacă nu mergeți, veți rigorile legii, veți suporta rigorile legii, nu știu care. Și ce? Nu veți mai fi nici student. E incredibil. Am mai stat de vorbă, zic. Ei spun, că noi am plecat, ne-am făcut datoria, v-am dat scrisoarea, hotărâți ce faceți. Am intrat în clasă înapoi, au plecat, am intrat în clasă, i-a spus lui asistentă, zic, doamnă, zic, nu mai are rost să stau, că mă cheamă în armată. În armată, nu? Da. Am plecat și eu. M-am dus acasă supărat foc și i-am dat telefonul lui fratei meu la servici, lui Stelian. Și i-am dat telefon, că nu erau telefoane mobile. Oh. Și i-a spus, avem o problemă. Ce problemă? Uite așa, 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 i-am povestit tot ce mi-a spus cei doi ofițeri. Păi și zic că vrei să te duci? Zic, nu vreau să mă duc. Hai că vin acasă și mergem. Mergem. Unde mergem? Mergem la Comisariatul Militar al Sectorului 8, care atunci, pe vremea aia, se găsea în incinta Muzeului Militar Central de astăzi. Era un cort acolo unde era. Și m-am dus cu fratele meu acolo. M-am dus acolo și ne-a întâmpinat un ofițer, nici atunci nu știam gradele, și am povestit despre treaba. Nici o problemă. În 5 minute vă aducem dosarul. Să vedeți că e semnătura lui. Cum ai reușit? Eu în timpul ăsta mi-am adus aminte, bă, că e chestia de la înainte de bacalaureat, când au venit toți ofițerii să ne recruteze, probabil. Dar țin minte că n-a semnat nimica. Eram convins că n-a semnat nimic. Și vine după 5 minute omul și spune, tovarăși, îmi pare foarte rău, dosarul nu mai este la noi, a plecat la minister. La Comandamentul Apărării Antiaeriene Teritoriului, nu la minister, care se găsea la Băneasa, imediat după ce se face spre pădurea Băneasa, stânga e un comandament acolo, CAT-ul era pe vremea aia. Am luat pe frate, bine, ne-am dus acolo. Am dus acolo, ne-a întâmpinat un sergent major, ca să ne ducă la cadre acolo unde era, ne-a luat sus, ne-a dus la ofițeri, la biroul cadre care era pe vremea aia și i-a spus același lucru care spusea și acolo. Imediat vă aduce. Același lucru s-a întâmplat și aici. Nu mai era acolo. Nu mai era. Este la minister. Este la minister dosarul. Nu? Și asta se întâmpla pe 5 decembrie. Școala militară începuse pe 15 septembrie. Deci, octombrie și noiembrie... Aveți absențe. Da. Am lipsit de la armată. Și fratele meu, că, băi, nerule, nu mai mergem și la minister. Hai acasă să vedem ce zic bătrânii. Merge. Păi dacă vă duceați acasă la minister, știți ce vă spuneau? Nu știu cine era președinte în perioada 63. Președinte? Păi era cine putea Iudeș să fie? Gheorghe Iudeș, nu? Nu era președinte. Nu, Nicolae. Nu, era Nicolae Ceaușescu mai târziu. În 63. În 63, știu, în 64 a murit Gheorghe Iudeș. Deci Gheorghe Iudeș era, dar nu era președintele statului. Era secretarul. Secretarul general. Deci dacă vă uceați la minister, vă spunea, este la domnul Gheorghe Iudeș. Probabil. Dacă vreți să vă uceți acolo. Probabil. Da. Am ajuns acasă, deja se făcuse după masa. Taică-mi venise de la servici, maică-mea era acasă. Maică-mea, când a auzit maică-mea, nu o să o uit toată viața, Dumnezeu să o odihnească unde este, a zis, s-a rugat de vreo 5-6 ori și a zis, bine că te ia, mamă,
că m-am săturat de tine, toată noaptea să aștept să vin cu chitara în mână și cu fetele după tine. Am făcut 5 cruci, nu? Da. Se liniștise, săraca. Când a venit taică... Îl aduc pe calea cea dreaptă în sfârșit. Când a venit taică, eu i-am povestit tot asta și a zis, tată, faci cum vrei tu, dar familiei noastre, care era destul de numeroasă, i-ar plăcea să avem un ofițer în familie, mai ales aviator. Dar faci cum vrei tu. Să nu spuneți că aveți și rău de înălțime pe vremea aia. Dar nu știam, nu m-am plimbat niciodată cu avionul. Nu, am înțeles. Nu cred că mă dădeam în parcul copilului acolo, la sectorul. Vă mai urcați prin... Mă dădeam cu... deci era clar. Nu era o problemă, nu mi-a fost frică niciodată. Dar că țin minte când eram mic, că m-am făcut eu așa... am constatat când eram mic așa, mă uitam pe sus și când veneam dârele alea de avion sau chiar avioane, ziceam... Băi, ăștia trebuie să fie Superman, bă, că să zboare. Ăștia sunt Superman, că eu nu voi ajunge niciodată așa. Adică ce, ați ajuns Superman cu 5 decenii și ceva. Și fratele meu, Sărica, a zis, bine mâine, dacă du-te. Deci și mama și tata, te duci. V-ați făcut valiză de aia de... Nu mi-am făcut de niciun, lemn, de niciun bagaj, nu mi-am făcut. M-am prezentat a doua zi la comisariatul militar, ăia de-abia mă așteptau. Și zic, domnule, zic, nu vă supărați. Mi-a dat conserve, mi-a dat ordini de servici, mi-a dat foaie de drum. Și mâine dimineață să te fii la Boboc. Zic, domnule, am și o rugăminte. Tot neamul meu și arborele meu genealogic se găsește la vest, începând de la Arad până la Orșova. Zic, eu nu știu unde este Bobocul ăsta, unde? La Buzău. Păi zic, nici Buzău nu știu. Te duci în gara de noi și vezi trenurile. Găsești. Da. Și așa am făcut. M-am dus acasă, mi-am luat chitara în primul rând, mi-am aranjat chitara, soale... În clasa 11-a nu ne-a mai tuns, nu se mai tundea pe vremea aia. Îmi făcusem, eram, pentru că îmi plăceau foarte mult Plete. Beatles și Elvis Presley. Mi-am lăsat ca Elvis, mi-am lăsat perciuni, mi-am lăsat perciuni și păr așa mare, așa. Erați numai bun de pilot. Și cam aici se sfârșește... Ce v-au zis? Viața civilă. Când v-au văzut la poarta unității? Wow. Deci la poartă... Deci că a venit Elvis Presley cu chitara la poarta unității de la Boboc. Nu, la poartă era un maestru militar, după aia realizat, care era de servici. A dat telefon nu știu unde și a venit un elev caporal de anul 2, care era sergent de servici și a venit și m-a luat. Când am coborât din tren, sute de haine de aviație de acolo care veneau din Buzău la Boboc. Cu trenul ăla am stat și eu de la ora 1 noaptea, am stat până la 5-7 dimineața când a venit trenul. Am stat în gară. Că mi-a zis aia, mâine dimineață la 7 aveți tren spre Boboc. Ce și o să vedeți. Ce să mai plec acasă? Să vedeți mulți. Verzi, așa, verzituri. Și a venit ăsta, m-a luat... Când am ajuns eu acolo, se terminase careu. Era într-o luni dimineața. Se terminase careu și m-a luat sergentul ăsta și m-a dus la comandantul de escadrilă de anul întâi, unde trebuia să... Sau, la locoten... Nu, major. Majorul Romanescu, așa îl chema. Și era cam puriu, așa. Ce v-a zis? Unde ai lipsit două luni de zile? Nu, fiindcise, am ajuns, s-a dus, i-a spus lui maiorul ăla, a și maior, a venit un nou elev, nu știu ce, nu știu cum. Să uite el la mine așa, eu cu mâine în buzunar, că era decembrie, era frig. Dar nu vă tunseseți, cu aceeași frizură? Cu... Așa m-am dus. Cu mâinile în buzunar, cu chitara la spate, deci e imagine de cu părul film. Mare, asta e imagine de deci în unitate acolo. Se uită câteva secunde la mine și că scoate, bă, mâinile de buzunar, băi, că nu ești la tine acasă, bă, stai în fața unui maior. N-am zis nimic, am scos mâinile. Ia și chitara aia de la spate.
să văd actele. Chiar ordinul de servici, foaia de drum, buletinul. Și că ia-l și du-l la comandul școlii. Deci m-a întâmpinat groaznic. Bă, zic, așa de râi sunt toți aici, mă, mi-am spus ăla. Unde am nimerit? Și că nu, nu. M-a luat și m-a dus la comandul școlii, care era colonel pe vremea plin, colonelul Aurel Niculescu, un gentleman, deci un om extraordinar. I-a spus două cuvinte elevul sergent și a zis, tovarășul Radu, vă rog să luați loc pe fotoliu, să spuneți de ce ați venit aici. Zic, vă rog să mă credeți că nici eu nu știu de ce am venit. Dar după câte mi s-a spus, am venit să mă fac pilot. Foarte frumos. Ați făcut vizita medicală? Zic, nu, n-am făcut nimic. Cum n-ați făcut? Deci, dialogul e incredibil. De ce ați venit așa târziu? După două luni ceva. Zic, acum m-au trimis. Păi și care e povestea dumneavoastră? Și am spus în linii mari ceea ce v-am spus și dumneavoastră. Nu se poate. Zic, se poate. Zic, ăsta sunt eu. Nu e nicio problemă. Vă duce sergentul, ăsta e vici, la frizerie, faceți un duș, vă dă hainele și vă prezentați la una din cele două clase. Iar săptămâna viitoare o să vă dăm un pilot care e din București, să mergeți împreună cu el să faceți vizita medicală. Dar să știți, dacă nu ieșiți, dacă nu sunteți apt la vizita medicală pentru pilot, trebuie să vă facem tehnic. Și zic, ce înseamnă tehnic? O să ieșiți sub inginer de armament pentru avioane. Și cam înțeles. Omul plecase să facă electronica. M-a dus, m-a ascuns. Cu două zile în urmă era student la electronică. Da. Acum ajunge sub inginer păi la armament. Și mi-a zis domnul colonel. De când a băgat mașina de tuns, cum a fost? Nu, dar m-a întrebat colonelul Niculescu. Dar cum ai ajuns din facultate aici? Zic, cred, zic, nu știu precis, nu mi-am văzut dosarul meu cu nicio semnătură, dar cred că am fost luat în colimator exact atunci când au venit toate armele la noi la școală. A gândit el, zic, da, da, e posibil, că avem nevoie de ofițeri. Deci corespondeați, da. Unui anumit tipic al lor. Era renumit frizerul, de vreo 20 de ani era frizer în școala aia. Când, când m-a dus la el elevul ăsta caporal, m-a dus la el. Băi, ce perciune ai, băi, ce păr ai, bă, să vezi ce frumos arăți după 5 minute. Și a luat, nici n-avea electrică pe vremea aia, da, asta așa, dădea din, ca la oi, așa, dădea din mână, zic. M-a dus la chelie, aveam și oglindă și am, când băgaia și vă vedeam, mă uitam și mă gândeam la mine, ziceam, fireau dreacu, Radule, unde ai ajuns? Formă m-a dus la baie. Dar venea să crezi ce se întâmplă. Da. Adică e ceva, un scenariu de film. M-a dus la baie, mi-am făcut duș și a venit elevul caporal, a venit cu țoalele. Fiind decembrie, mi-a dat uniformă de iarnă. Un postav de la Cachi, care în două luni a rămas fără păr pe picioare și pe mâini peste tot, de aspru ce era. Le cunoaște și noi. Și m-am îmbrăcat. Știm. M-am îmbrăcat și m-am dus în oglindă, să mă uit în oglindă. Când m-am văzut, am zis exact ce v-am spus mai devreme și mi-am dat și două palme. Așa, pac, pac. Chitara unde era în perioada asta? V-au lăsat cu chitara? Unde era chitara? Chitara, elevul caporal, că aveam toale civile, a pus-o peste hainele civile unde m-am dezbrăcat, deci ca să mi le iau pasă. Nu v-au lăsat în unitate cu chitara? Ba da. V-au lăsat. Da. Lăsat. În general, cei care aveau un instrument și știau să cânte la un instrument, chiar erau foarte bine văzuți.
Păi dacă vreo 2 ani de zile nu m-am dus eu acasă de Revelion în permise, că trebuia să le cânt lor. Am făcut formație acolo, la Casa Armate am făcut Revelionul. Eu cu chitara și cu gura. Ce, și le, ce le plăcea așa în repertoriu? Erau moderni. Deci muzică modernă, muzică ușoară. Le cânta și Beatles. Eu am cântat puțin Beatles pentru că cel puțin pentru mine era greu. Beatles a fost greu pentru mine. Am înțeles. Dar le cânta și muzică, da, și sigur. Rock. Nu, rock-uri, pe bază de rock-uri, tangouri, valsuri, cam astea le plăceau. Acolo. Mai ales la soțiile de ofițeri le plăceau valsurile. Era oricum mai... Da. Pe modă veche, așa. Da. Și după aceea m-a luat elevul caporal și m-a dus la clase și mi-a zis pe drum. Sunt două clase de anul întâi. Într-una sunt mai mulți. Eu în primul rând am întrebat câți bucureșteni sunt în ăștia 54? Că el mi-a spus că sunt 54. 54 în două clase. Da. Câți bucureșteni? 7 bucureșteni. Cu mine sau fără mine? Nu, fără tine. Cu tine sunteți 8 bucureșteni. Păi bă, pe mine mă duci și la clasa aia cu bucureșteni. Păi că nu prea s-au împărțit așa. Într-o parte sunt cei care au făcut liceu militar și în clasa cealaltă sunt civili din toată țara. Eh, mă duc acolo la civili din toată țara. Bineînțeles că eram, mult din punct de vedere al pregătirii militare, ăștia din clasa asta eram zero. Pe când cei care au făcut 4 ani de liceu militar erau ași. Și au văzut ei că nu ne potrivim una o clasă cu cealaltă și după vreo 3-4 luni au făcut... amestecătura, ne-au amestecat. Și în momentul când am intrat în clasa aia, un profesor, locotenent major era pe vremea aceea, Dorunga, inginerul Dorunga, să fie țărâna ușoară, un om extraordinar și cu pregătirea și ca om, m-a pus câteva întrebări. Adică l-a întrebat, ce-i cu mine? Și a zis așa, păi așa de târziu, da. Am găsit un loc, era singurul loc din sală, pe la rândul de la geam ultimul. Și acolo era un coleg de-al meu, viitor coleg, cred că toată lumea a auzit de Doru Davidovici. Mare scriitor de aviație și mare pilot pe supersonice. Și când ne-am prezentat, zic, eu mă numesc Radu, tu cum te numești? Davidovici Doru. Zic, ești jidan? Și că da, mă bucur. Și că nu mă crezi, zic, te cred și mă bucur. Și pe urmă mi-a arătat buletinul. Evreu, da, foarte bine. Stai că fusese și ambasador, stătea în România, dar fusese ambasador în Israel. Un om deosebit. Prietenul meu cel mai bun de școala militară. Cum ați trecut prin școală? Deci povestea este incredibilă și nu v-am întrerupt că are o savoare nemaipomenită. Da, trebuie să trecem bițelul și mai repede, ca și vrea ca să vă cunoască telespectatorii așa, întreaga carieră și evoluție și promit să vă mai chem, pentru că aveți multe de spus, dar și cu chitară. Și cu chitară? Și cu chitară. Am stabilit. Adică n-am mai cântat de mult, dar... Faceți un stic. O repetiție înainte. Vin cu un stic. Da. Așa. Unde am negativele. Cum a fost școala? Cum ați trecut prin școală? Greu, ușor? Deci, din punct de vedere militar, foarte greu. Pentru că nu mi-a plăcut. Nu făceam noi prea multă armată, infanterie, să spun așa, dar aveam și alarme... Aveam și pregătire militară, rămâneam în urmă, eram printre cei mai mici așa, adică din toți, eram al patrulea din coadă ca înălțime. La partea de aviație, de zbor, sau și, din punct de vedere sau al aviație, partea tehnică. Da, deci vreau să vă spun cu inginerul ăsta Dorunga. Care, vă rog. Deci preda chiar mecanica fluidelor. Nu aveam. Aveam orice o știință exactă. Deci noi am făcut 4 ani de școală militară. Ceva termodinamică? E posibil, da. E posibil să fi fost și termodinamică. Și după ce m-am prezentat, a tăcut din gură, nu ne-a deranjat, că m-am prezentat lui Doru Davidovici, a continuat lecția. Și la un moment dat s-a oprit și a zis, cine vrea să continue?
Și a ridicat eu mâna, că știam. A ridicat mâna, m-am dus acolo, am făcut pe tablă, nu știu ce. Mulțumesc, ajunge foarte bine. Și că cu ce echipă ții? M-a întrebat. Așa. Zic că eu sunt rapidist. Eram sigur. Eram în, eram în cartierul din Vița Roșie, acolo al muncitorilor, bunică luceferist, taică luceferist. Liceul era, eram 90% copii de luceferiști. Și el tot rapidist era. Radule, și eu să știi că sunt din Focșani, dar tot rapidist. Mă bucur. Și l-am întrebat, cum, ce grad are ăsta? Și că e locotenent major, l-am întrebat pe Duru, locotenent major. Bine, să mă vezi pe mine gradele, i-am zis. Cum să, deci școala, din, făceam exact ore de facultate. Deci și de pregătire militară, și de pregătire de navigație și de pilotaj, și toate materiile de facultate care se făceau până în anul 3 de facultate. Ați zburat în școală? Da, am zburat. Ați avut multe zbor. În luna martie 1964 am dat examenul de terminare al anului. Și la sfârșitul lui martie am început pregătirea pentru zbor. Și ne-a dus pentru prima dată la linia de avioane, care zburam în anul întâi. Avionul IAC-18, care îl știam pe din afară, din toate punctele de vedere, să spun așa, că l-am învățat. Și acolo, în școală, l-ați învățat? În școală, sigur. Și ne-a dus un instructor de zbor pe grupe, așa, făcuse deja grupele. Eram 6 elevi la un instructor. Și ne-a dus la un avion, un IAC-18. Și ne-am pus în rând așa unul în spatele lui, tot după înălțime, să ne urcăm în el, să vedem ce face, ce există, ce aparatură. Și când mi-a venit rândul, m-am urcat și eu. M-am pus pe scaun acolo și când m-am uitat în cabină și am văzut atâtea aparature, în stânga contacte, în dreapta contacte, deasupra contacte, și am zis în gândul meu și auzit, de fapt, în gând, destul cu voce tare, când am zis, băi, Nelule, până-i lumea, nu vezi tu toate contactele astea, până-i lumea. Și în 2 sau 3 săptămâni cât a ținut pregătirea asta în fiecare zi, la un moment dat, instructorul ne lega la ochi. Ne lega la ochi și ne spunea felul următor. Pune mâna pe contact, faceți o manevră anumită. Da. Pune mâna, pune mâna pe cutare, pune mâna pe cutare, pune pe aparatul care de măsurat presiunea, de măsurat temperatura, deci pe giro orizont. Deci cam așa se pilotează, nu fără să privești contactele. Deci le-ai privit dintr-o bucată și realizezi care e defect sau care indică prost. Deci așa. Și de asta e important să cunoști avionul, exact, pe care zbori. Exact. Deci să-l cunoști din punct de vedere al sistemului de navigație și al aparaturii de bord, trebuie să-l visezi la orice oră de zi și noapte. De-aia ne lega la ochi. Și spunea, când om începe zborul, la pregătirea pentru zbor, venim la avion, cine îmi greșește un contact legat la ochi, în ziua aia nu zbor. Wow! Și am început pregătirea pentru zbor și a venit o, nu știu cum să-i spun, erau pe vremea aceea dialoguri la distanță între unități militare sau între școli militare. Cu muzică ușoară, cu dansuri, cu muzică populară și mie mi s-a spus cu orchestra să particip și eu la acest concurs numărul între școlile militare. Așa. Și am început pregătirea și ăștia au început zborul și pe noi nu ne-a luat la zbor, care făceam parte din anul ăla. Eram 4 iși. Și făceam pregătirea, dar nu participam la zbor, cântam, ne duceam la Casa Armate, făceam antrenamente. În sfârșit a venit concursul, ne-am dus, am câștigat
am câștigat locul 1 la muzică ușoară și cu formația și un coleg mai mare cu un an ca mine, pe care îl chema Băluță Radu, a compus melodia Aviația de senzația și eu l-am ajutat și la versuri, să facem versuri. Și pentru prima deci oară această melodie s-a cântat în 1964 la concursul ăsta. De către cine? De către dumneavoastră. Da, cântat de mine. Deci dumneavoastră a eu voce tot, cu formația și el pianist. Era pianist Radu Băluță, cânta foarte frumos. Și după ce s-a terminat aflu care era titlul emisiunii. Da. Aviația de senzație. Și ne-a dat un instructor și noi am început zborul mai târziu, dar nu pe Buzău, unde zburau ceilalți. Direct pe Bobuc, pe pista de betonată. Și maiorul Folweiter, așa îl chema pe instructorul care ne-a pregătit de zbor în perioada de după concursul ăsta, am fost primul elev, el a fost, nu știu, mai înțelegător, i-a luat de la coadă la cap după înălțime și eram primul ca mini cel înălțime. Cel mai scund, așa. Da. Și primul zbor care se fac cu toți elevii este zborul de aclimatizare. Nu pui mâna pe comenzi, doar ai intercomunicația, vorbește instructorul cu tine sau tu și instructorul îți arată cam ce poate să facă avionul și îți explică și instructorul efectuează zborul practic. Da, deci da. El face tot, decolarea, zborul, aterizarea și rezistența probabil, că am făcut tot ce a vrut maiorul Folweiter cu mine și mă întreba, ți-e rău? Zic, nu, mă simt bine. Ți-e rău? Nu, mă simt cred că era bine. Un test important acolo. Da. Și, deci, vedeți că parcă toate s-au cumulat cu mine așa. Pe vremea aia, stațiile, primul radiolocație, nu se punea prea mult problema. Și la școală, ca elev, pe avioanele astea, nu era nevoie de radiolocație. Dar radio. Nu știu ce s-a întâmplat cu radio, că instructorul nostru, al meu, eu eram în avion și a venit la aterizare. Și tot veneam la aterizare și mie mi s-a părut că n-a scos trenul de aterizare. Iar cel dar care... Dar martor la... Erai cu Iacu sau cu... Da, cu Iacu 18. Și aveai martor la bord pentru tren. Aveai martor la bord pentru tren. Da, sigur că da. Da, da, era elev. Eu nu puneam mâna pe nimic. Era puiuț. El făcea toate comenzile. Am uitat momentul. Da. Dar nu puteam, da. Să, am uitat aspectul. Puteam să scot și eu trenul, dar nu mă păcam. Așa, și ce s-a întâmplat cu... La zebră, cum îi spuneam noi, la punctul de conducere al zborului, era unul cu un binoclu care se uita. Și în ultima secundă a spus, n-a scos trenul. Am auzit în căști. Decolează că n-ai scos trenul. Și el a continuat să meargă jos așa și pe urmă a tras și a mai făcut un tur de pistă, a scos trenul și a aterizat. Păi nu se putea să fie totul în regulă la primul dumneavoastră zbor, nu? Puteam să luăm foc. Obligat luăm foc, era pe pista betonată. Adică a fost tot așa. Nu, dar s-a aflat de ce s-a întâmplat. A făcut instructorul intenționat, așa se vorbea după aia, pentru că el a fost trecut de la Migu 15 la Iacu 18. Că nu știu ce problemă a avut. Lucruri care în aviație se întâmplă și acum. Și eu, dacă eram instructor, ziceam tot așa, intenționat am făcut treaba asta. Nu mai avem decât un minut. Vă întrerup acum. Și o să am promisiunea dumneavoastră că veniți la o emisiune viitoare, uite, poate chiar săptămâna viitoare. Mai faceți o dată drumul da, sigur, la Ploiești, că știți Buzău așa, ca să continuăm de aici, de unde a rămas. Dar am o întrebare așa, în minutul ăsta. Pe perioada asta a școlii de ofițeri, când ieșeați în uniformă de data asta, mai avea și chitara, cum era cu fetele? Că înainte ne-a spus mama dumneavoastră cam care era povestea. Deci, începând din anul 2... În fiecare lună școala organiza reuniuni cu, într-o lună,
cu școala sanitară din Buzău și cealaltă cu școala... Economic. Nu, nu... Tot ceva liceu pedagogic. A, am înțeles. Pedagogic. Am uitat că deci, așa. Deci câtă muncă pe aviatori, că trebuia să țină două licee. Și cu formația noastră, că am avut formație foarte bună în școala militară, dintre anul 1, anul 2, anul 3, anul 4, cumulat așa. Și acolo am cunoscut multe fete care erau la școala tehnică sanitară și care se manifestau ca la concert. Da, chiar dacă era vremea anilor 60, veneau în fața scenei, scena era destul de înaltă așa și unele spuneau: mai cântă-ne, Radule, ceva, te iubim, exact ca acum, cum se face acum la tineret. Deci așa terminăm emisiunea asta, ne întâlnim săptămâna viitoare, dacă vrea și Dumnezeu. Și am mai identificat un alt titlu pentru emisiune, cum am spus, aviația dă senzația sau Dumnezeu m-a vrut pilot. Să știți că și în final... Și poate ne povestește cum a putut să secere și să culeagă grâu cu mitraliera. E incredibil. Deci, stimați telespectatori, o uimitoare poveste de viață. Fiecare cred că avem, dacă ni le structurăm așa și ne gândim puțin cum am trecut prin viață. Îl așteptăm pe domnul comandor. Radule, te iubim, mai cântă-ne puțin. Deci, asta o să ne aștepte și, nu știu, vedem noi cum facem să-l și ascultăm cântând aviația de senzația. Să aveți o seară frumoasă! Mulțumim! La revedere!